Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit! Mai întâi am văzut că multora le place jucăria. Asta nu e o jucărie, este acel Don Quixote și de câte ori mă uit la el mi-amintesc și de o zicală americană. Bă, dacă ai un vis, măcar să ai un vis mare. Mie îmi place Don Quixote pentru că n-a pierdut niciodată. Toată lumea crede că pierde, dar de fapt el e adevăratul câștigător. O grămadă de nobili au trăit poate mai bine decât el, au fost mai respectați decât Don Quixote, dar nici nu-i mai știe după atâtea și atâtea secole. Uite că Don Quixote ăsta, slăbănogul, visătorul, încă e celebru și mai prezent lângă noi decât ăilalți care păreau conducători ai lumii. Bun. Așa. Și astăzi povestim despre actualitate. Cred că de jenă guvernul a anunțat că va tăia de săptămâna viitoare salariile demnitarilor. Dar nu mult, numai cu 25% și numai pe perioada crizei cauzate de coronavirus. Asta văd în Grup For Media. Sigur, e o măsură, dar făcută cu jumătate de măsură. 25% e atâta cât ai tăiat și la portarul de la fabrica nu știu care mai stă acolo să păzească materiale. 25%, mă, dacă tot faceți o chestie, faceți-o ca lumea, tată. Faceți-o ca în așa fel încât lumea să spună jos pălăria, uite-mă că se gândesc și ei la noi. Au făcut-o cum fac leneșii când își caută de muncă. Mă duc la lucru, Doamne, de să nu găsesc. E puțin. Într-o criză ca asta, în care România se vede fără sistem sanitar, fără lideri, fără strategii, fără resurse, ai venit și ai făcut și tu o chestie. Hai mă, de ochii lumii, 25% nu murim de foame. Mă rog, dacă te-au priceput, putea să ziceți, mă, uite, ne donăm toate salariile, cum fac, uite, bulgarii, vecinii noștri de la sud, ăia de care tot zicem noi cu ceafă groasă și mâncători de castraveți și de zacuscă și de astea, pe perioada coronavirusului ăstuia ne donăm și noi salariile sistemului sanitar. Și atunci ziceai, hai că mai dăm. Da, așa 25, ok, bine. Îi de povestit, în schimb, uite, o mulțime de oameni mi-au zis, domnule, vorbește despre defrișări. Uite cum pleacă nu știu ce camioane. Uite ce imagini cu păduri defrișate. Acum s-a făcut un fel de analiză la toate pozele alea care circulau pe Facebook. De fapt, imagini cu o pădure defrișată din Rusia sunt prezentate astăzi ca fiind din România. Nu zice nimeni că nu trebuie luptat împotriva defrișărilor. Nu zice nimeni că nu trebuie proteja mediul. Dar atenție, de la dorința de a proteja natura până la manipularea că noi suntem un fel de hoarde care ne tăiem pădurile și facem și dregem, este doar un singur pas. Însă e adevărat, nu trebuie uitat și amendat faptul că oficialitățile între astea două extreme, da? Între propagandă nerușinată și lupta pentru mediu, au colțocotelele lor. Adevărul întotdeauna e la mijloc. De-aia v-am prezentat acum 2 zile, cred că, acele documente prin care, înainte cu 3 minute de miezul nopții de Revelion, cineva elibera avize pentru tăieri de pădure. Adică aici va trebui să gândim extrem de rațional, ceea ce este extrem de greu într-o țară care deja e plină de emoție când vine vorba de pădure. Mulți zic de Schweinhofer că face, că drege. Uite că a fost o analiză chiar guvernamentală și s-a văzut că Schweinhofer prelucrează 80% din lemn de import. Sunt țări mai turbate decât noi, da? Și nu în Occident, tot în estul ăsta sălbatic, care își taie pădurile mai abitiri și le trimit la Sebeș, la procesat. Știi, noi trebuie să fim de fapt foarte atenți la ce facem cu pădurile, ce facem cu țara asta, ce facem cu tot ce înseamnă jurul împrejurul nostru, dar nici nu trebuie să cădem nici în liniștea în care să nu ne intereseze de nimic, nici în alerta aia că totul este un dezastru. E foarte greu. Românul lucrează de obicei și trăiește pe emoții. de aici telenovele au avut o mare, mare, mare masă de telespectatori, pentru că ne plac emoțiile. Suntem mai latini decât latinii și probabil ăsta e și defectul nostru, dar e și calitatea noastră. Uite un lucru care ar trebui să ne sperie mai tare decât tot felul de fake news-uri. Știi că a fost la Cluj, da? Evenimentul de ieri. 1800 de oameni veniți, majoritatea din Suceava, că merg la muncă în Germania, astăzi au plecat iarăși, mâine vor pleca iarăși. Cum au ajuns ei? Nu asta, nu asta, asta. Cum au ajuns ei la Cluj? Și atenție, au venit din zone carantinate din județul Suceava. Un primar care le-a eliberat adeverințe că n-au boală. Primarul, mă, în stare de urgență, da adeverințe, bine mă, du-te în străinătate, las că-ți dau adeverințe, poți să ieși. Aici deja ar trebui să făcut o anchetă, pentru că e adevărat, atunci când sunt de frișer sau mai știu eu ce sunt, mor 2 copaci, 3 copaci, 2000 de copaci, 10.000 de copaci. Dar vezi că s-ar putea să-ți moară 2 oameni, 3 oameni, 5 oameni, 1000, 5000, 10.000 de oameni. Ăia, de-ai tăi, de lângă tine, de lângă mine, de lângă peste tot. Aici aș vrea să-l văd pe ministrul sănătății, să-l văd pe primul ministru. Ia să mă duc în zona carantinată și vreau să stau față în față, să vadă toată țara. Ăla-i breaking news-ul de care am eu nevoie. Da, domnule, eu vreau să stau față în față cu primarul ăla. Bă, ce ai gândit? Cum te-ai gândit tu, domn primar, că dai adeverință? Cum te-ai gândit tu, domnul jandarm, domnul polițist, domnul ce-i mai fi acolo la ieșirea din localitatea aia carantinată? Cum te-ai gândit că are asta adeverință că n-are boală? Du-te mă odată în Germania. Și gândește că n-au fost opriți nicăieri pe traseu. Și tu gândește că pe mine dacă mă prinde poliția că mă duc 4 în mașină, bă, mă ia la întrebări. Da, ce faci, domnule, cu cine ești? Cu nevasta, cu copii, cu măsa, cu tasul? Cu... Ok, oamenii au venit cu microbuze. 8, 9, 10, 12 oameni într-un singur spațiu. Au venit probabil în coloană, pentru că au venit de la 7 până la 9, au umplut aeroportul din Cluj, care, atenție, este cel mai mare după cel din București. Au 3 milioane și ceva de pasageri pe an. Nimeni n-a văzut coloană de microbuze venind dinspre Suceava. Nimeni, nicio localitate n-a avut un polițist, o trupă de jandari care să spună, bă, ce-i cu voi aici? Unde mergeți? De unde veniți? A, mai ales că vezi mașini de Suceava sau de unde le vezi. Ia stați un pic să povestim. Ăsta este dezastrul nostru. Organizarea, tată. Adică noi pe hârtie avem reguli, avem ordonanțe militare, bă, suntem lei. Ai văzut că pe cei din Aiud și pe soț și pe soție au amendat pe fiecare polițistul cu câte 2000 de lei. Băi, faceți mișto de mine, ați plecat la cumpărături așa? Nu, tată, bă, lasă-i pe ea. Du-te, tată, până la localitatea aia carantinată și ia-l pe primar la întrebări. La cât amendă ar trebui să-i dai? Dar noi suntem foarte tari, foarte vânjoși cu ăștia micii care nu pot comenta și când e vorba de ăștia care au un pic de funcție politică și dacă e primar de nu știu ce, băi, lasă-l, dar din ce partid e? Și dispus să treacă la noi? Hai mă că mai las-o așa ca să nu panicăm lumea. Domn primar, zi când aduci voturi. Asta se întâmplă. Și se mai întâmplă un lucru. Iarăși, vine prefectura din Suceava, că acum Suceava este breaking news-ul național, care face plângere penală după ce ambulanțierii s-au prins în presă de costumele de protecție. Și au arătat poze. Ăsta este un costum nenorocit de zugrav. Uite, asta e știrea, da? Și aici e poza. Ăsta este un costum de la de zugrav pe care îl iei pe tine când ai cu trafaletul în casă. E o chestie de aia de... Nici nu știi, că nu-i textil. E un fel de pânză de paianjen pe care o iei pe tine. Și în loc să vină prefectura și să vadă, domnule, cine a dat în presă chestia asta? Bună ziua, sunt de la prefectură. Ce probleme aveți? Ați avut echipament? N-ați avut echipament? Ce fel de echipament ați avut? Domnule, cumva trebuie să vă protejez. Nu, nu, venim și le facem plângere penală. De ce a spus, mă, adevărul? De ce a spus adevărul? Da? Pentru că noi lucrăm, din păcate, în România, lucrăm doar cu adevăruri personale. Ne enervează ceva și atunci adevărul nostru devine stabilopod. Devine îl mai mare zăcământ de bazalt și de granit și de ce vrei și de marmură din lume. Noi suntem ei mai deștepți când prindem un adevăr personal de mână, așa, uite, îl prindem și noi mai dăm drumul. că noi suntem tari. Îl văd pe Rareș Bogdan, da? Eu văzut pe ăștia din Cluj, pe ăștia din Suceava, ajuns în Cluj, oameni, atenție, oameni necăjiți, că nu-ți merge un tip foarte obișnuit cu prosperitatea să-ți culeagă sparanghelul în Germania, da? Și vine ce, domnule, suntem nebuni, chiar toți, dacă tot au venit, să-i păstrăm și să dezvoltăm agricultura românească. Rareș Bogdan a început să ia pe ulei. Adică, bă, până acum urlam de ce veniți, acum urlăm de ce plecați. Dar cum ar fi să umblăm un pic la cauze? Dom'le, oare de ce vin oamenii? Uite, mulți dintre ei pentru că s-au închis hoteluri, restaurante, industrii care nu mai merg și se gândesc totuși că aici sunt mai în siguranță, chiar dacă riscă o grămadă. Da? De ce pleacă? Bă, mă, oare de ce pleacă? Unii ziceau, ce e să-ți fii sclavii Germaniei, să fiți sclavii Italiei? O să plece. O să-ți plece așa. Italienii deja au anunțat la TV undeva la 15.000 de oameni sunt doar în regiunea Veneto așteptați în agricultură. Românii. Spaniolii anunță la TV că și ei așteaptă zeci de mii de români să se întoarcă. Nemții deja au curse regulate și nu numai din Cluj. Astăzi din Iași au plecat. Și adevărul știți care este? L-am găsit în Newsweek la Cătălin Prisăcariu. Românii care se duc la sparanghel sunt sclavi în România, nu în Germania. Ei culeg acolo într-adevăr sparanghel, poate că îi doare spatele la finalul fiecărei zile de muncă, dar știu că munca le este răsplătită. Înțelegi? Adică munca le este răsplătită și respectată. Aici muncesc, îi doare spatele, îi doare capul, îi doare sufletul la fiecare final de zi de muncă și când pun capul pe pernă, se gândesc că no, iar nu mi-ajung banii de la o lună la alta, Doamne, dă să nu mă îmbolnăvesc că iau nozocomialele din spital, oare ce-i face cu copilul? Că scrie în Constituție că e gratuit, dar mă costă o grămadă de bani școala. Da? Și de ce plătesc eu asigurări de sănătate dacă mi-e frică să mă duc la spital să nu-mi cadă tencuiala în cap? Adică au o mulțime de elemente de astea de sclavie chiar în propria lor țară. Și o să vezi că mai urmează. Se termină cu COVID-ul ăsta și nu o să se termine, cum zic ei, că în 13, nu știu când, acum peste câteva zile o să fie vârful. Nu o să fie vârful. Eu zic că și în iulie-august vom avea restricții. Sigur, mai puține, dar ne vom feri încă să ne îmbrățișăm sau să ne dăm mâna. Ne vom saluta așa de la distanță bucuroși că nimeni o scăpa și ăla. Asta se va întâmpla. Și o să mai fie și o să mai fie anul ăsta, cred că nu putem spune l-am ratat, dar anul ăsta e anul ăla în care va trebui să ne gândim la cu totul alte priorități. Noi, ăștia micii, pentru că după criza de coronavirus deja este pregătită încă o criză politică. Domnul Ciolacu a și anunțat că vrea el acum să revină la putere și să vadă cum face. Nu poate să spună că au revenit Ciuma Roșie sau PSD-ul, dar un așa un guvern de Uniune Națională în care să ne băgăm 2, 3, 5, 6, 10 miniștri, în care să putem și noi trage, că acum dai seama că s-o trezit dintr-o dată ăștia că, bă, dar până am câștigat în 2016 și tot nu suntem la putere. Ce o să zică primarii noștri? Bă, dar ai uitat să-mi dai banii de fântână arteziană, bă. Uite și mânța săraca ce cu minte stă acolo, mâncui suflet, cum te cheamă? A, asta e, nu vă spun cum o cheamă, că numai vă enervați. Așa? Nu? Dar oricum e mult mai deșteaptă decât... Asta este ciuma galbenă. Ciuma roșie tocmai o trecut și încă ne este frică de ea. Să ne vedem cu bine mâine. Sunt atât de obosit. O să vă pun 2-3 poze la cât am lucrat astăzi, că-s faine. Adică nu m-am montat, n-am făcut mare lucru. Dar o să vă placă. Pa! Și sănătate! Bună, o fugit, uite-mă cum fuge. Vezi cum fuge ciuma galbenă. Fuge ciuma galbenă, las că vine aia roșie.